Iisus Hristos, slăvit să fie numele Tău, glorie Ție, Dumnezeule, laudă doar Ție, Doamne, Mântuitorul meu, Iisus Hristos. Mulțumim pentru mila și îndurarea Ta, Doamne. Mulțumesc că m-ai salvat de la greu, Doamne. Mulțumesc că mi-ai deschis ochii, Doamne, și văd altfel, Doamne. Mulțumesc pentru bunătatea care o ai, care ne-ai dat-o pentru mine, Doamne. M-ai schimbat în alt om, Doamne. Mulțumesc pentru dragostea Ta, pentru tot ce faci pentru noi, Doamne. Pentru familia mea, Doamne, care ne-ai dat-o, Doamne, ne-ai dăruit-o, Doamne. Slăvit să fii Tu, Iisus Hristos. Doamne, binecuvântează pe toți cei care au crescut, Doamne, orfelinat cu mine, Doamne. Binecuvântează pe toți cei care nu au părinți, Doamne, care sunt săraci, Doamne, sunt în greutăți. Binecuvântează Tu, Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu am ajuns la cei și mă spăriem. Cândva mă spăriem că zic, cum să întrețin eu o familie, cum să pot hrăni eu niște suflete când eu singur sunt jos lăsat de Tău. Și da, Domnul le face, le schimbă când din cei și nu e posibil, faci posibil. Și asta îmi place foarte mult, pentru că din cei și m-am gândit eu că nu e posibil, am ajuns că e posibil. Acum am avut 3 copii și așa e frumos. Am un Dumnezeu care El mă ferește de orice rău. Și unii merg eu, El îmi dă ușă deschisă. Unii merg eu, El mă ajută. Și sunt asta, văzând cu ochii. Cuvântul Domnului în Biblie, El e viu. Eu întotdeauna, de câte ori citesc, îmi vine în curc și lăcrimi. Că eu văd acolo și parcă mă văd pe mine, înțelegi? Parcă o scris despre mine. Sau despre cum am trăit eu înainte. Parcă o scris despre mine. Și așa e interesant. Și slava lui Iisus Hristos!